Insurgenții ruși care luptă alături de ucraineni avansează din nou pe teritoriul Rusiei. Trupele din Legiunea pentru Libertatea Rusiei, Corpul Voluntarilor Ruși și Batalionul Siberian au declanșat o incursiune în regiunile rusești Belgorod și Kursk, aflate la granița cu Ucraina. Insurgenții și-au anunțat intervenția printr-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare. Noi mergem pentru a vă eliberați de нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями, и самое главное, без войны. Totodată, Legiunea pentru Libertatea Rusiei a mai anunțat în mod ironic că va merge la alegerile prezidențiale din Rusia. Legion идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. Grupul de voluntari ruși care luptă alături de Ucraina a inițiat un atac în regiunile rusești Kursk și Belgorod, care au granițe comune cu Ucraina. Lupte intense au izbucnit de-a lungul graniței, în timp ce Legiunea, împreună cu alte batalioane de voluntari, precum Batalionul Siberian și Corpul Voluntarilor Ruși, înaintează în teritoriul Federației Ruse. Voluntarii ruși au deplasat pentru operațiunile lor inclusiv echipament militar greu, precum tancuri sau transportoare. Andrei Iusov, purtător de cuvânt al serviciilor secrete militare ucrainene, a declarat că grupurile de luptători desfășoară operațiunea de pe teritoriul rusesc în mod independent față de guvernul de la Kiev. Legiunea pentru Libertatea Rusiei și Corpul Voluntarilor Ruși au revendicat anterior responsabilitatea și pentru alte raiduri care au avut loc peste frontieră în Rusia dinspre Ucraina.